Înainte să încep, aș vrea să promovez canalul Exposed True, dacă ești interesat de secretele ascunse de pe deep web și de secretele acestei vieți care ne cuprinde, vă recomand foarte mult canalul acestui băiat. Un canal în care o să vedeți adevărul, un canal în care o să vedeți diferite analize asupra omului, analize psihologice abordate prin intermediul episoadelor de pe canalul lui. Eu m-am abonat, sper să o faceți și voi, vă las link în descriere, iar acum să trecem la episodul de astăzi. Ai auzit recent însă că România și-a luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru apărare, iar chestia asta ne-a făcut extrem de simpatici în ochii lui Donald Trump. De altfel, analiștii sunt de părere că în spatele ușor închise, întâlnirea între Donald Trump și Klaus Iohannis, care s-a întâmplat acum ceva timp, s-a axat pe chestiile astea, schimburi de informații și achizițiile de armament. Cam pe sistemul, noi românii vă dăm informații, iar voi americanii dați arme, pe care noi vi le plătim că acum avem de unde. 2% la din PIB. Momentan, produsul intern brut al României pe ultimul an este de vreo 170 de miliarde de euro. 2% din suma asta înseamnă vreo 3,4 miliarde de euro. O mare parte din banii ăștia o să intre în soldați din Afganistan, dar și în salarele armatelor de general și amiral de prim-minister. Alți bani se duc pe utilități, dar și pentru întreținere și mentenanță. În fine, ca suma exactă pentru anul moment știm că Ministerul Apărării a trimis în Parlament un document care prevede alocarea peste 9 miliarde de euro, exclusiv pentru înzestrarea de armament. România pare mai hotărâtă ca niciodată să se înarmeze. Iar acum, în cel ce urmează, o să vedem ce armament a cumpărat România în 2020 sau ce armament va cumpăra. De asemenea, menționez că am mai făcut episoade despre acest subiect, despre rachetele pei și așa mai departe, așa că unele armament din acest episod sunt deja cumpărate, de fapt, marea majoritate. Rachetele astea au devenit vedete internaționale cu prilejul războiului din Golf din 91, când americanii au instalat câteva baterii de acest tip în Israel pentru interceptarea rachetelor bales și irachene de tip soviet. A existat critici că în realitate numărul de interceptări nu a fost atât de formidabil, dar asta contează mai puțin acum. Între timp, Patriot a crescut mare și a ajuns a treia generație, Patriot pac 3 Nu cred că vom pupa acest model, dar există șansă să luăm second hand niște modele pac 2 Acum second hand e un fel de până întrucât în materie de armament nu e ca și cu mai linii de producție 24 din 24 de unde îți ies rachete din fabrică, la fel cum ies Dacile Logan de la Mioven. Majoritatea achizițiilor de armament se fac mai degrabă cu ce există pe piață, cu ce iese pe fabrică la un moment dat. De ce Patriot? în primul rând din cauza dvs Așa zis, un scut antirachetă din Oltenei se dedicat interceptării rachetelor cu rază medie și intermediară. Scutul de la dvs nu poate intercepta rachete intercontinentale, dar nu poate lovi nici rachete cu rază scurtă. Prin urmare, dvs este descoperit față de rachetele cu rază scurtă. De aici necesitatea achiziționării de Patriot. Pe lângă asta, Patriot e foarte bun ca sistem de apărare antieriană. În general, în condițiile în care, în prezent, la acest capitol, noi încă mai defilăm cu niște rachete sovietice din anii 60. Recent, pe Șeful satului major al armatei l-a luat gura pe dinainte și a spus cu subiect și predicat că vom cumpăra acest tip de sistem american. Aici lucrurile sunt și mai simple. Bătrânele miguri, după cum am văzut, pur și simplu abia și mai trag sufletul. Iar în România a reușit să cumpere cu Chiu cu vai, o primă escadră de F-16 second hand, modernizate și tunate prin Portugalia, cât să te mai dai o tură cu ele și pot spune că sunt niște avioane de luptă decente. Prima escadră ne-a costat vreo 700 de milioane de euro. A doua escadră ar trebui să ne coste teoretic mai puțin, întrucât prima oară a fost mai scump. Momentan, lucrurile bat pasul pe loc. Ultimul anunț public, ferm pe această temă, datează din martie, când insula părării Leș a pomenit de achiziționarea a cel puțin 20 de avioane. De ce am avea nevoie de o a doua escadrilă? Practic, o escadrilă înseamnă 12 aparate, câte avem acum. 3 dintre ele sunt în dublă comandă, adică sunt folosite pentru antrenamentul piloților. Mai rămân 9 aparate cu care să aperi România. Tehnic, pentru asigurarea unei minime poliții aeriene, ai nevoie măcar de două celule de alarmă. Adică o celulă înseamnă două avioane care pleacă împreună. După anexarea Crimeei în 2014 Toată peninsula asta s-a militarizat În momentul de față avem o grupare Rusească de forțe navale la mai puțin De 400 de km de Constanța Grupare de forțe extrem de importantă Anul trecut în Marea Neagră Rușii au făcut un amplu exercițiu militar Intitulat Caucaz La finalul exercițiului șeful statului major Al armatei ruse Valerii Kerasimov Declara următoarele Controlăm în întregime bazinul Marea Neagră Și suntem capabili să lovim orice țintă Din momentul în care se pune în mișcare din portul de dislocare. Este evident necesar că noi trebuie să luăm măsuri în ceea ce privește dotarea forțelor navale. Este de părere Virgil Chițac, fost ofițer de marină și fost rector al Academiei Navale. Bun, avem o amenințare cât se poate de reală în zona Mării Negre, cu declarații rosite fără perdea de mai mari armate ruse. Avem două fregate achiziționate de minunatul guvern Stase, ele au ajuns în România în 2005 și de atunci stau nenarmat. Mă rog, au doar un tun amărât pe care poți să-l folosești ca să tragi în pirați și niște torpile. Dar asta e vax dacă rușii îți trimit o rachetă peste tine fix din Sevastopol. Trebuiau să fie în etapa a doua de modernizare încă din 2008. E inexplicabil pentru mine de ce nu am găsit bani, spune Chitac. Nu avem fregate dar măcar să ne luăm niște corvete. Conceptul de smart defense și connected forces asta înseamnă. Dacă facem parte dintr-o structură, nu ne înarmăm în paralel. Dacă tu iei un tip de armă, eu iau un alt tip de armament, spune Chizac. Pe acest concept, în 2016, la Ministerul Apărării Naționale a început o acțiune de dotare a forțelor navale. Un grup de lucru a analizat vreo 13 variante și s-a ajuns la concluzia că dotarea pentru forțele navale cu corvetele olandeze de tip Sigma e cea mai potrivită pentru noi. Acum, dacă atâția oameni deștepți din marină împreună cu cei de la Departamentul pentru Armente, pus expertiza NATO, au stabilit că asta e configurația și că e nevoie de corvete, nu avem ce să discutăm mai mult, spune amiralul în rezervă. La alte capitole legate de înzestrare, mai puțin bifa programul viitorului transportator blindat pentru trupe, taburile de acum sunt din aceeași eră cu migurile, un program pentru care statul român a semnat deja o înțelegere cu nemții, deși armata ar avea nevoie de vreo 700 de blindate în memorandumul trimis în aprilie Parlamentului, se vorbește doar de o primă etapă, achiziția a doar 94 de transportoare. Costurile totale sunt de circa 370 de milioane de euro. Alte jucării pentru băieții mari în uniforme Kaki includ sisteme de instalații mobile de lansare de rachetă antinavă, vreo 200 de milioane de euro este vorba despre un înlocuitor al anticelor baterii de coastă. În loc de tunuri, folosiți rachete anti antinavă lansate de pe țărm. Alte aproape 200 de milioane de euro s-ar duce în sisteme de comunicații. Alte 690 de milioane sunt destinate dotării de cu așa zisele sisteme lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare. Deci, după cum vezi, cumpărăturile astea trebuie făcute pe termen lung. Adică nu faci nicio șmecherie de a caloce anul 2% din PIB pentru armată doar ca să-l pe Trump, după care, în anii următori, tai toate cheltuielile militare. Că, în realitate, nu te alegi cu nimic. Cam atât a fost însul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like și de subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți de achizițiile armatei române? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă alăturați serverului nostru de discord. Aveți link în descriere. Și de asemenea, un follow pe Instagram ar fi absolut fantastic. Ne zic cu alte episoade și, evident, Multă baftă în absolut tot ceea ce faceți!